Născut în 1870 la Craiova, Nicolae Vasilescu Carpen a fost un reputat om de știință, inginer, fizician și inventator român. După absolvirea Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București, atras de domeniul electrotehnicii, pleacă să studieze la Paris. Își dă doctoratul în fața a doi laureați ai Premiului Nobel și este numit profesor la Universitatea din Lille. Renunță însă la titlu și se întoarce în țară, unde preia rectoratul instituției pe care o absolvise cu mulți ani în urmă. Numele său se leagă de o serie de realizări în domeniul elasticității, termodinamicii, electrochimiei și ingineriei civile. Pila Carpen este invenția sa genială pentru care oamenii de știință caută și astăzi explicații la mai bine de 60 de ani de la creare. Carpen din 1923 a lucrat la aceste pile și a brevetat la Paris invenția, le-a perfecționat, iar în 1956 a pus în funcțiune o pereche de pile Carpen care acționa un micromotor oscilant. Folosesc gradientul de temperatură între mediul ambient și interiorul pilei. Se folosesc aceste pile în cosmonautică, în special la NASA, după același principiu. Sute de experiențe și zeci de pile au fost realizate de dânsul pentru a ajunge la un rezultat optimal. Principiul pe care funcționează este explicat prin faptul că în soluțiile lichide sunt electroni liberi. Nu se știa înainte de teoria dânsului, se credea că electronii liberi sunt numai în metal. Dânsul a demonstrat matematic și practic experimental că există electroni liberi care se plimbă singuri și în lichide. În lichide sau în electroliți, este același lucru. Și această pilă este bazată pe deplasarea electronilor liberi de la un electrod la celălalt. Invenția omului de știință român a născut controverse de-a lungul anilor, deoarece contrazice principii fundamentale ale fizicii. Deși creată acum 60 de ani, inedita baterie încă produce curent cu tensiune constantă de 1 volt și nu consumă nimic în schimb. Când a prezentat savanților de la Academia franceză și de la Societatea franceză de electricitate pilele lui, mulți neîncrezători au spus: odată când voi vedea că pila dumitale mișcă ceva, te voi crede. Dar până atunci, tinere, mai discutăm. Puțin decepționat de această recepție, a depus totuși brevetul, fiind convins că este o invenție și o concepție absolut revoluționară. Pila electrică se află în prezent la Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida din Capitală.